Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 14. Matthew chapter 14, starting with verse 27. Este descrierea unde este vorba de umblarea pe mare. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze the worship team care a cântat așa de minunat. Domnul să binecuvinteze the brass band care l-au lăudat pe Domnul. Domnul să binecuvinteze corul care a cântat așa de frumos. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru toți frații și surorile care ne conduc în închinare așa de frumos și prin slujirea lor numele Domnului este proslăvit. Este ultimul mesaj din pasajul acesta, a fost o serie de mesaje, vă mărturisesc că de la început nu m-am gândit că o să avem atâtea mesaje, dar în timpul săptămânii când mă rugam, Domnul îmi punea pe inimă lucruri despre care să vorbim și apoi am vrut să fiu credincios Domnului. Mă rog Domnului ca și mesajul din această dimineață să fie un mesaj cu impact. Să lase Domnul ca cuvântul Lui să ne lumineze, să ne conducă, să ne dea direcție și atunci când vă mărturisesc, mă uit în acest pasaj și mesajele acestea, sabia aceasta cu două tăișuri taie la mine, primul, înainte ca să ajung la dumneavoastră. Primul punct în această dimineață este că o viață de credință necesită o dependență și flexibilitate continuă. De fapt, mi-am intitulat mesajul Dependență și flexibilitate. Mai devreme sau mai târziu, în umblarea noastră cu Domnul, o să realizăm, indiferent de unde suntem pe calea aceasta, în umblarea noastră cu Domnul, că noi, dacă știm sau nu știm, dacă realizăm sau nu, noi suntem total dependenți de Domnul. Nu este o clipă în umblarea noastră cu Domnul unde noi nu suntem dependenți de El. Și Domnul lucrează în căi și în feluri așa de diferite de cum ne imaginăm noi și pentru aceasta, pentru că Domnul lucrează așa de diferit, avem nevoie de flexibilitate. Să îl lăsăm pe Domnul, să facem loc în viața noastră ca Domnul să lucreze într-un mod diferit de cum ne imaginăm noi. La pasajul acesta care l-am citit, îl vedem pe Petru care face ceva extraordinar, singurul om de pe pământ în afară de Domnul Iisus care umblă pe ape ca pe uscat. Un lucru extraordinar. Și a început așa de bine. Dar povestea aceasta nu s-a terminat chiar așa. Petru când a intrat înapoi în barcă era ud, pentru că s-a afundat. Și uitându-ne la acest text, ar fi bine să ne întrebăm ce s-a întâmplat. Cum a ajuns Petru, care a început așa de bine, să meargă pe ape, să meargă spre Domnul Iisus, într-un timp atât de scurt, să ajungă la punctul acela unde să afunde? Știți, mă gândesc că Petru a început și s-a uitat la Domnul și era concentrat pe Domnul și pe cuvântul care i-l-a dat Domnul vino. Și când a ajuns aproape de Domnul, cred că s-a întâmplat cam așa ceva. S-a uitat în jur și a zis, I've got this. Mă descurc. Și când a ajuns să spună I've got this și mă descurc, a fost momentul când a început să se afunde. Și nu a realizat el cât de dependent era el de Domnul, că el să continue în umblarea lui pe mare. Și dacă ne uităm în viața noastră, noi vedem același lucru.
Atunci când ne-a chemat Domnul din păcat, din lume, atunci când ne-a făcut Domnul chemarea, noi n-am putut să aducem nimic Domnului. Eram total dependenți de El. N-am făcut ceva să merităm ca Domnul să se uite la noi. N-a fost din cauza faptelor noastre, n-a fost pentru că noi am fost mai special decât cei din jurul meu. A fost mila și harul Domnului și ne-am uitat la Domnul și am zis: Doamne, ești singura noastră speranță. Și Domnul ne-a apucat de mână, ne-a scos din lumea aceea de păcat, din mocirlă. Și urmează o perioadă așa de dependență, unde îl ținem pe Domnul de mână, unde ne uităm la Domnul, dar cu anii se întâmplă ceva. Poate săptămâni, luni, ani, nu știu, dar ajungem și noi la un punct ca și Petru, unde ne uităm dintr-o dată în oglindă, parcă și zicem: I've got this, mă descurc. Avem impresia aceasta că am devenit professional Christians. Știți ce se întâmplă? Acela este momentul în care noi începem să ne afundăm. That very moment. Apoi Domnul ne cheamă în slujire. Să cântăm, să predicăm Evanghelia la o slujire și ne vedem atâta de insuficienți și zicem: Doamne, accept chemarea Ta, dar Te rog, ajută-mă, ne uităm la Domnul, mergem înaintea Domnului cu fața la pământ, postim, ne rugăm: Doamne, ajută-mă. Și ce se întâmplă? Domnul ne ajută. Și ne pomenim dintr-o dată că facem ceva care noi n-am fi putut să facem în puterea noastră niciodată. Să predicăm Evanghelia. Să fim ordinați în slujire. Să fim lideri de tineret. Să cânt în fața bisericii. Sunt atâtea slujbe pe care le putem face. Și din nou, trec săptămâni, luni, ani și se întâmplă ceva. De la o bucată spunem: I've got this. Mă descurc. Și momentul acela este momentul care noi începem să ne afundăm. Fără să ne dăm seama, avem tendința, fiecare din noi, să ne uităm fix la Domnul doar atunci când suntem la momente de disperare, de încercare grea, și în acele momente ne uităm la Domnul: Doamne, dacă nu mă ajuți Tu, nu mă descurc. Și Domnul nu ne-a lăsat pe niciunul din noi niciodată. Problema este că facem lucrul acesta de multe ori doar când suntem în momente de criză. Și ceva foarte interesant, fraților. Dacă noi stăm astăzi în picioare și mergem înainte și ne relaxăm, relaxarea aceasta, când noi spunem I've got to, să mă descurc, ne garantează ceva, ne garantează o situație de criză, ne garantează că o să ne afundăm. Dacă ne uităm la Israel, de atâtea ori, nu au început așa de bine și îl urmau pe Domnul și de la o bucată începeau să vină Baali, să se închine la idol, să o lase cu Dumnezeu și ajungeau rău de tot. Ce se întâmpla? Citim în Scriptură și din tinerețe când citeam pasajele acestea, parcă mă supăram pe ei: Doamne, dar numai ce v-o salva Domnul și v-o ridicat. Iar v-ați depărtat de Domnul, iar ați ajuns din nou. Dar istoria se repetă în viața noastră la fiecare. Ajungem la punctele acestea unde mă descurc și fără să ne dăm seama ne depărtăm de Domnul. Avem impresia că nu suntem noi așa de dependenți de fapt cum suntem. Atunci când noi nu ne mai uităm la Domnul, când pierdem atenția aceasta de pe Domnul, un lucru este garantat. Dacă nu ne uităm la Domnul și nu mergem prin puterea Lui și prin cuvântul Lui, atunci mergem prin firea pământească și se întâmplă ceva, automat o luăm pe căi greșite. Ne imaginăm, ca și Petru, nu? M-am coborât din barcă, merg spre Domnul, la cuvântul Domnului, știu tot ce vrea Domnul. Și Petru, imediat, a început să se afunde. Fraților, dacă am ajuns la punctul în viața noastră unde noi credem că înțelegem toate căile lui Dumnezeu, că felul cum văd eu Scriptura și teologia și este felul corect și știm exact cum o să lucreze Dumnezeu în viața noastră, cum trebuie să lucreze Dumnezeu în viața noastră, cum trebuie să lucreze Domnul în biserică, să știți că ne înșelăm de fiecare dată. Aceasta este, în cel mai bun caz, naivitate spirituală. În cel mai rău caz, mândrie spirituală. Dependența noastră de Domnul nu se termină niciodată. Viața de credință, oricât de maturi
credem că suntem noi, este un proces continuu de școală și de dependență. Mereu Domnul ne învață lucruri noi. Când cei 24 de bătrâni se închină și spun Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, știi ce se întâmplă? Au mereu revelație, ceva nou de la Domnul. Nu este o închinare robotică, așa, unde Domnul așteaptă. Nu, sunt cuprinși și rămân uimiți de măreția lui Dumnezeu. Oricât de mult am vrea ca să facem lucrurile perfect în viața noastră, Dumnezeu va îngădui ca anumite slăbiciuni din viața noastră, concepte greșite, întărituri la nivelul minții pe care le avem, Dumnezeu le va lăsa ca să iasă la iveală. A ieșit ceva la iveală din viața lui Petru în acel moment. Petru s-a afundat, dar care a fost cauza afundării lui? Care a fost cauza ca el să-și ia ochii de pe Domnul și să uite în altă direcție? Este cauza care este și în viața noastră la absolut fiecare. Independență. Independență. Și a ieșit la iveală independența lui Petru. L-a ajutat Domnul. Cât a fost la moment de disperare, a depins de Domnul. Momentul când a spus, I've got this, mă descurc. Și a început să fie independent, independent de Domnul. A început să se afunde. Mi-aduc aminte, un păstor spunea, la care biserică este biserica voastră? Noi suntem cu Assemblies of God, alții cu Church of God și alții să lăudau. Noi suntem independenți. Și întrebarea lui era, independent sau independenți de cine? Pentru că niciunul din noi nu putem să fim independenți. Noi suntem total dependenți de Domnul, individual și ca persoane. Dar găsim ceva bun la Petru. După ce a făcut câțiva pași pe mare și după ce a început să se afunde, a făcut ceva bun. Imediat s-a redresat. Imediat și-a întors fața din nou către Domnul și a strigat către Domnul. Și fraților, observăm de fiecare dată în Scriptură, când nu strigă un nenorocit, Domnul ce face? Aude și îl scapă din toate necazurile lui. Dacă ne aflăm într-o stare de afundare, unde starea noastră spirituală nu e așa de bună, și noi știm lucrul acesta. Noi nu suntem la locul unde eram cu Domnul. Viața noastră, părtășia noastră, relația noastră cu Domnul nu-i cum ar trebui să fie. Știi ce? Independența noastră de Domnul ne-a dus la afundare. Și este momentul ca și Petru să ne întoarcem privirile către Domnul și să strigăm repede până nu ne înnecăm. Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! Știți, umblarea noastră cu Domnul poate fi asemănată cu the modern GPS care îl avem în mașini. Nu vi s-a întâmplat să puneți adresa și să vă obișnuiți cu GPS-ul acela din mașină și dintr-o dată v-ați trezit că nu ați ieșit la exitul care trebuia? S-a întâmplat la cineva lucrul acesta sau numai mie? Să nu iei dreapta unde trebuia, să nu schimbi linia unde trebuia. Spune că un bărbat român cu vreo 20 de ani în urmă, când au ieșit GPS-uri, le-a primit și el cadou un GPS. Și a pus adresa în GPS unde să-l conducă și a început să-i spună unde să ia. Și la care el a frânat, a deschis geamul și a aruncat afară. Și a zis, pe mine nu mă conduce o femeie. Că era voce de feminină la GPS-ul acela. Știți, există ceva în fiecare din noi unde... Domnule, eu mă descurc, n-am nevoie să fiu condus. Nu? Nu sunt eu atât de slab că nu pot să mă descurc, să știu să-mi conduc viața. Mă descurc în viață, în slujire. Și duce direct la afundare. Suntem așa de dependenți, știți? De multe ori noi am vrea să căutăm o cale hibridă așa și spunem, am Scriptura, Domnul mi-a dat înțelepciune, mă descurc. Și privim Scriptura aceasta ca o hartă. Și Domnul vrea să ne spună, dar am un GPS pentru tine. Am Duhul Sfânt care să te conducă. Și noi spunem, no, thank you, eu mă descurc cu harta. Știi ce se întâmplă? Luăm harta, spunem, știu direcția, știți unde ajungem? Într-o râpă. Și în râpă ne uităm din nou spre Domnul. Doamne, ai milă de mine, scoate-mă de aici. Vine Domnul. Ne scoate de acolo și noi ne scuturăm hainele, ne vedem bine pe drum și știți ce spunem? De aici mă descurc. Și unde credeți că ajungem? În altă râpă. Și din nou strigăm către Domnul, Doamne, scoate-mă, ai milă de mine. Și Domnul vrea să ne spună ceva.
Mai important este să ai GPS, să ai relația aceasta cu Domnul, unde rămâi mereu dependent de Domnul. Și dacă am început să ne afundăm, să strigăm către El. Foarte interesant, vedem aici ceva. Știți că Petru era la un pas de Domnul când a început să se afunde? De unde știm lucrul acesta? Pentru că momentul când a început să se afunde, a strigat și Domnul a întins mâna și l-a apucat. Era right next to Jesus. Și în momentul acela a crezut, this is safe, pot să-mi iau atenția de pe Domnul și să mă uit în altă parte. Oare nu ni se întâmplă așa și nouă? Ne-a ajutat Domnul la atâtea lucruri și ajungem la un punct, I got us, cred că de aici mă descurc. Fraților, dependența noastră de Domnul continuă. Nu contează câte miracole am experimentat cu Domnul. Petru a văzut atâtea minuni, numai ce fusese înmulțirea pâinilor. Nu contează că ești mai spiritual și ai mai multă experiență cu Domnul decât alții. Știți, Petru, mă gândesc că s-a uitat la ceilalți 11 fricoși din barcă și a zis, look at me, sunt mai spiritual decât voi. Nu l-a ajutat. A început să se afunde. Nu contează câte titluri avem, câte stele avem pe umerii noștri, pentru că noi ne descurcăm, noi înțelegem Scriptura, noi suntem de multă vreme pe calea Domnului, avem ani de experiență. Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine sau independenți de mine, nu puteți face absolut nimic. O viață de credință, fraților, necesită dependență și flexibilitate continuă. În al doilea rând, păstrează-ți încrederea în Domnul. Mulți încep bine, cum spuneam, într-o viață de dependență de Domnul, dar nu termină tot așa. Este important să ne păstrăm încrederea în Domnul chiar și atunci când circumstanțele sunt inconvenabile, chiar atunci când circumstanțele și încercările din viața noastră nu fac niciun sens. Domnul i-a silit pe ucenici să intre în barcă și scopul Domnului nu era ca să le fure bucuria. Scopul Domnului când i-a silit pe ucenici în barcă era ca ucenicii aceștia să experimenteze o bucurie mai mare, o minune mai mare. Și dacă ne uităm atenți la textul acesta, observăm că faptul că ucenicii au experimentat minunea aceea înmulțirii pâinilor nu a fost o confirmare a spiritualităților, că erau foarte spirituali. Știți că Domnul îngăduie minuni în viața noastră și noi interpretăm lucrul acesta? Domnul a îngăduit lucrul acesta pentru că sunt eu spiritual. Și nu este adevărat. Da, sunt multe lucruri extraordinare la acești ucenici. Este adevărat, ucenicii au lăsat totul pentru a-L urma pe Domnul. Știți că cu toate acestea ei nu știau cu adevărat cine era Domnul Iisus? Încă nu știau lucrul acesta. Faptul că noi experimentăm minuni în viața noastră nu înseamnă că am ajuns la culmea cunoașterii. Este atât de mult încă de cunoscut. El nu i-a silit în barcă să le fure bucuria, ci să le descopere și să le dea mult mai mult, o revelație mai mare. Versetul 27, când a venit Domnul la ei, Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt. Cuvintele acestea trebuiau să le spună lor foarte mult. Când Moise stătea de vorbă cu Domnul, când l-a chemat Domnul și a întrebat, Doamne, spune-mi, dăm numele ca să le spun poporului. Domnul ce a zis? Spune-le, eu sunt. Și Domnul îi găsește pe acești ucenici în mijlocul mării, în furtune și le spune, îndrăzniți, eu sunt. Eu nu cred că ei au făcut legătura în acel moment. Cine le vorbea, ce le vorbea? Eu sunt, este exact fraza pe care a folosit-o Iosif când s-a arătat fraților săi. Iosif în Vechiul Testament este o preumbrire, un tipar al Domnului Iisus. A fost vândut de frații lui pentru arginți, el
i-a răscumpărat, El le-a dat hrană, s-a descoperit la sfârșit și aceasta era o preumbrire a Domnului Iisus. Iosif tocmai a hrănit pe frații lui înainte ca să se descopere și să le spune: eu sunt Iosif, fratele vostru. Domnul, numai ce înmulțise pâinile și hrănise pe ucenici în mulțimea aceea înainte ca să se descopere lor ca eu sunt. Și găsim pe ucenici că acum în sfârșit au revelația aceasta. Îl recunosc pe Domnul pentru cine este El cu adevărat. Exact ca și în cazul lui Iosif. Observați cuvintele aici scrise în versetul 32. Și după ce au intrat în corabie, după ce a intrat Domnul Iisus în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie, ucenicii, au venit, deci s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă ei credeau lucrurile acestea dinainte, nu făcea sens ca ei să mai spună lucrul acesta odată. Dar a fost acel aha moment. În acel moment a înțeles: cu adevărat, acum știu sigur, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul i-a dus pe mare să le facă revelația aceasta. Știți că ne duce Domnul, ne silește în câte o corabie, în câte o situație, ca Domnul să ni se reveleze că El este cu adevărat Dumnezeu și în viața noastră. Să ni se reveleze că El este Dumnezeul nostru, să ne dea o revelație mai mare. Și cuvântul Domnului în această dimineață ne spune să ne păstrăm încrederea în Domnul, chiar și atunci când circumstanțele sunt inconvenabile și când nu fac niciun sens, pentru că Domnul vrea să ni se reveleze nouă. Să vedem o parte din El care n-am văzut. În al treilea rând, proximitatea față de Domnul nu înseamnă automat credință autentică. Iuda, vânzătorul, era și el în barcă. Iuda, vânzătorul, l-a văzut pe Domnul umblând pe mare. Faptul acesta nu a fost o dovadă a credincioșiei lui. Iuda, vânzătorul, a fost în barcă atunci când Domnul a potolit marea, furtuna, valurile și vântul. Iuda a fost atât de aproape. Iuda acesta, în mâinile lui s-au înmulțit pâinile și peștii. Știți lucrul acesta? Iuda a fost trimis, când a trimis Domnul, doi câte doi și prin mâinile lui oamenii au fost vindecați și oamenii au fost eliberați de duhuri necurate. Iuda a fost așa aproape de Domnul. Proximitatea aceasta a avut beneficii. I-a dat lui Iuda un scaun pe primul rând să vadă minunile lui Dumnezeu. Dar proximitatea aceasta nu a fost o dovadă a credincioșiei lui. Doar credincioșia și persistența în ascultare dovedesc credința cuiva care spune că este credincios. Iuda a ajuns la un punct unde era planul lui Dumnezeu și planul lui și el n-a vrut ca planul lui personal să eșueze. Adevărata credință, fraților, se dovedește în necaz, în durere, în vremurile de adversitate. Știți că Domnul a îngăduit experiențe ca aceasta a ucenicilor, pe mare. Domnul îngăduie experiențe similare pentru fiecare din noi. Nu ne duce pe o barcă pe mare exact, dar o situație similară, cu aceeași însemnătate. Și fiecare din noi va trebui să trecem prin astfel de circumstanțe, de imposibilități, de necazuri, de încercări. Faptul că venim la biserică, că ne rugăm, că citim cuvântul, că suntem aproape de frați și spunem că suntem aproape de Domnul, este bun. Faptul că Domnul a lucrat prin noi, cum a lucrat prin Iuda, este foarte bun. Dar credincioșia noastră la fiecare va fi dovedită în adversitate, în încercare. Să ne ajute Domnul să trecem biruitori. În al patrulea rând, cel rău va încerca să-ți pervertească chemarea. Fiecare
fiecare din noi va trebui să trecem testul acesta. Știți, diavolul în primul rând, prima strategie a lui este să descurajeze oamenii, ca oamenii să nu-L urmeze pe Domnul Iisus. Atunci când este o chemare, se predică Evanghelia, sămânța cuvântului este semănată, vine cel rău să fure sămânța, ca oamenii să nu-L urmeze pe Domnul. Sunt oameni care aud cuvântul, sunt mișcați, știu că este adevărul, dar diavolul îi convinge că nu se merită să-L urmeze pe Domnul și se duc din nou în lume. Dar sunt oameni, ca și ucenicii, ca și noi care suntem aici, care spunem, eu îl voi urma pe Domnul și dacă trebuie să plătesc cu prețul vieții mele. Diavolul nu reușește să ne descurajeze ca noi să-L urmăm pe Domnul. Sunt oameni care vor să-L urmeze pe Domnul și atunci diavolul urmează la a doua strategie. Strategia a doua este să pervertească chemarea. Domnul are o chemare pentru fiecare ucenic, pentru fiecare credincios. Există întotdeauna potențialul acesta pentru fiecare credincios ca chemarea care o are Domnul pentru dumneavoastră și pentru mine, această chemare să fie pervertită. Observați, Domnul a hrănit înainte de umblarea pe mare 5.000 de bărbați. Dacă adăugăm femeile și copiii, probabil peste 25.000 de oameni. A fost cea mai mare minune ca volum și ca impact până în acest punct în misiunea Domnului. Găsim că Domnul și-a multiplicat lucrarea împuternicind ucenicii ca în mâinile lor să se mulțească pâinile și peștii. Dar planul de pervertire a fost imediat din partea vrăjmașului. Să-L încoroneze pe Domnul rege prematur. Observați ce spune cuvântul Domnului Ioan, capitolul 6, cu versetul 14. Oamenii aceia care au mâncat din pâinile acelea înmulțite, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Un lucru bun. Iisus fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila, să-L facă împărat, pervertirea chemării, s-a dus iarăși la munte, numai El singur. Noi, la prima vedere, am spune că e un lucru bun. Vin oamenii aceștia să-L facă împărat. Păi Domnul merită să fie făcut împărat. Dar motivația din inima lor nu era una bună. În primul rând, în Israel era o febră mesianică să vină Mesia, să vină unsul și să-i scape de robia aceasta romană, de jugul acesta roman. Și dacă Domnul nu silea pe ucenici să intre repede în barcă, să-i ducă de acolo, febra aceasta putea să prindă, să infecteze pe ucenicii Domnului. Și dacă Domnul era încoronat în acel moment ca împărat, păi normal că ucenicii urmeau să fie miniștri. Și acum care din noi nu ne-ar place să fim miniștri? Dar ei nu erau chemați să fie miniștri. Erau chemați să ducă Evanghelia până la capătul pământului. Diavolul a venit să pervertească chemarea aceasta a ucenicilor printr-un lucru care ei în secret își doreau în inimă. Diavolul a încercat să facă lucrul acesta cu Domnul, să-L ispitească în pustiu, să facă orice, numai să nu intre în planul care l-avea Tatăl pentru el. Dacă n-a reușit, haideți să-L pervertim, să-L încoronăm rege prematur. Știți, mi se pare că mă gândesc în inima ucenicilor, în momentul când în sfârșit era momentul ca și ei să fie cineva în viață. Parcă vine Domnul și silește în corabie și le fură bucuria. Nu. În sfârșit, parcă ai o șansă să fii lider, să fii ordinat, să fii păstor. Și vine Domnul și te silește să mergi în altă direcție. Apoi motivul era pervertit încă dintr-un alt motiv. Domnul, ca și împărat, se gândea, dacă îl punem împărat, păi cine mai trebuie să meargă la holdă? Nu, să seamene grâul, să secere, să-l macine, când Domnul poate să-ți dea pâinea caldă, să înmulțească toate aceste lucruri. Dar El nu a venit nici ca să omoare pe romani, El a venit El ca să moară pentru popor. El nu a venit pentru o împărăție fizică prima dată și temporară, ci a venit pentru o împărăție spirituală și eternă, mult mai important. El a venit pentru ceea ce avea omenirea cu adevărat nevoie. Avea nevoie de mântuire.
Știți că multe lucruri nu s-au schimbat de atunci până azi? Cea mai populară evanghelie astăzi este evanghelia prosperității. Să-ți dea Domnul pâine, să-ți dea Domnul casă, să-ți dea avuții, să-ți dea averi, să te binecuvinteze Domnul. Și știți, de multe ori, diavolul pervertește chemarea la mulți frați exact prin această prosperitate, care te scoate din planul lui Dumnezeu. Fraților, fiecare din noi va trebui să trecem testul pervertirii chemării. Și nu există vreo excepție la aceasta. Apoi, în al cincelea rând, ca să poți intra în chemarea ta, va trebui să îndrăznești. Versetul 27. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți. În engleză, take courage, take the next step, proceed, îndrăznește. Acesta este cuvântul Domnului pentru ucenicii Lui și pentru noi, care câteodată ne găsim într-o stare de frică, de deznădejde, de descurajare. Poate intrăm și în panică la anumite circumstanțe din viața noastră. Cuvântul acesta, îndrăzniți, este folosit de 8 ori în Noul Testament și ceva foarte interesant. De fiecare dată este folosit doar de Domnul Iisus. Este folosit doar de Domnul Iisus pentru că El este singurul care ne poate da curajul ca noi să pășim înainte, să biruim încercarea. Pentru că Domnul este sursa curajului nostru. It's not a hyped up, un rah-rah, haideți să prindem curaj. Nu, există un motiv de care noi să prindem curaj. Psalmul 23 cu versetul 4 spune: nu mă tem de niciun rău, de ce? Căci Tu ești cu mine. Nu mă tem de nici un rău. De ce? Domnul, Cel care a spus Eu sunt, este cu noi. Observați aici ceva. De ce le era frică ucenicilor, acolo pe barcă, în furtuna aceea? Să se nece, le era frică de apă. Pe ce a venit Domnul la ei? Călcând pe apă. Domnul pășește peste instrumentul care diavolul îl folosea să producă frică în mintea și în inima ucenicilor. Și vreau să vă spun în această dimineață că Domnul nu este intimidat deloc de instrumentul pe care diavolul îl folosește în viața dumneavoastră să vă producă frică. Îl calcă în picioare. Dacă ești într-un loc de ascultare de Domnul, ucenicii Domnului erau, nu ai de ce să te temi, pentru că El va fi un ajutor prezent în orice clipă din viața noastră. În al șaselea și ultimul rând, împietrirea inimii ne împiedică să înțelegem. Împietrirea inimii noastre ne împiedică ca să înțelegem cuvântul Lui, împietrirea inimii noastre ne împiedică să înțelegem voia Lui, planul Lui pentru noi, chemarea Lui. Și dacă ne uităm la relatarea din Marcu, evangheliștii acestea de multe ori descriu aceleași evenimente dintr-un alt punct de vedere. Ele nu se contrazic, se completează. Vedem mai mult, ne dă o imagine mai panoramică. Și Marcu, evanghelistul, când a descris umblarea aceasta pe mare, spune Marcu 6 cu versetul 51. Apoi Domnul Iisus s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei, ucenicii, au rămas uimiți și înmărmuriți. De ce? Căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile. De ce? Fiindcă le era inima împietrită. Ucenicii aceștia au experimentat o minune atât de mare, să se mulțească pâinile și peștii în mâinile lor. Și nu au înțeles de ce a îngăduit lucrul acela, de ce au beneficiat de aceasta. De ce? Pentru că inima lor era împietrită. Da, ucenicii au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul. Ucenicii l-au văzut pe Domnul făcând minuni nemaipomenite. Ucenicii, chiar ei, au fost instrumentul Domnului, prin care multe minuni au fost făcute. Ucenicii l-au ascultat pe Domnul și au intrat în corabie, când era contraintuitiv să mergi, când vremea prevestea furtună. Noi am luat pe ucenicii aceștia, le-am dat la fiecare câte o placă și premii, pentru ascultare, pentru credincioșie, pentru inimă, pentru Domnul. Dar Domnul vede mai mult decât vedem noi.
Cu toate acestea, cu toate că au experimentat minuni în viața lor, cuvântul Domnului spune că inima lor era împietrită. Și pentru că inima le era împietrită, nu înțelegeau evenimentele chiar din viața lor. Nu înțelegeau minunile, nu înțelegeau de multe ori ceea ce vroia să le spună Domnul. De ce? Inconștient, ucenicii aveau șabloanele lor. Și le avem și noi. Ucenicii își imagineau cum o să lucreze Domnul, cum o să vină Mesia, ce are să facă El la Israel, cum o să instaureze împărăția Lui. Și și-au format o imagine, când, cum, unde, cu cine. Se poate să îl urmezi pe Domnul, să fie aici în biserică. Se poate să experimentezi minuni. Se poate ca Domnul să facă minuni chiar prin tine și totuși inima ta și inima mea în mare parte să fie împietrită. Minunea cu pâinile, cu înmulțirea pâinilor, trebuia să le spună lor ceva. Că Dumnezeu poate să poartă de grijă. Că El este Eu Sunt, că El este Dumnezeu. Dar ei n-au înțeles lucrul acesta. De multe ori nici noi nu înțelegem sensul binecuvântărilor, nu înțelegem sensul încercărilor, nu înțelegem nici sensul minunilor din viața noastră. Dacă face Domnul o minune în viața noastră, de multe ori noi luăm acesta ca o validare a spiritualității noastre. Și nu este. Este mila și harul lui Dumnezeu. Nu înțelegem pentru că și noi ca ucenicii ne facem șabloane despre cum trebuie să lucreze Dumnezeu în viața noastră, în familia noastră, în Biserica Emanuel, pe cine să folosească Dumnezeu, care grupare din biserică prin care o să lucreze Dumnezeu și noi nu realizăm că Domnul lucrează prin toți. Și atunci când Domnul nu lucrează exact cum ne imaginăm noi, începe inima noastră să se împietrească într-un anumit loc și împietrirea aceasta ne împiedică să înțelegem multe lucruri. Fraților, noi toți avem de luptat împotriva împietririi inimii noastre. Fiecare din noi avem un pic de împietrire, mai mult sau mai puțin. Sunt subiecte sensibile, zone ale inimii noastre care se împietresc foarte repede. Și Domnul așteaptă să aducem lucrurile acestea la El. Domnul vrea să lucreze în viața noastră, în familia noastră, în Biserica Emanuel. Dar are nevoie de jertfe vii pe altar. Și aș vrea ca fiecare din noi să ne aducem viața ca o jertfă înaintea Domnului în această dimineață. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, invit pe frații slujitori să vină în față și aș vrea să intrăm într-o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului. Și locurile acelea din viața noastră unde noi ne-am poticnit să ne cerem Domnului iertare. Să venim înaintea Domnului cu împietrirea inimii noastre și să-i spunem Domnului, Doamne, despretrește zona aceasta a inimii din viața mea care nu este bună. Să venim înaintea Domnului cu mărturisire, cu neascultarea noastră, cu rigiditatea noastră, cu șabloanele noastre. Să-i spunem Domnului, Doamne, Tu ai dat totul pentru mine, Ți-ai dat viața pentru mine, vin și eu în această zi și mă pun din nou ca o jertfă vie, sfântă pe altarul Tău. Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Doamne, îndură-Te de mine, îndură-Te de familia mea și să se îndure, Domnul, de Biserica Emanuel. Și dacă Duhul Sfânt ne arată ceva în această dimineață care trebuie mărturisit, să lăsăm pe Duhul Domnului să ne arate, să mărturisim înaintea Domnului, că El promite. Dacă noi ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și cred că va face Domnul în această dimineață. Să ne rugăm!